Polițiștii locali au aplicat 3 sancțiuni în valoare totală de 105.000 de lei unor persoane care nu au respectat legislația referitoare la depozitarea și predarea deșeurilor. În fapt, polițiștii locali au constatat în urmă cu câteva zile că în zona intersecției centura Timișoarei cu drumul Boilor se află abandonată o cantitate considerabilă de deșeuri provenind din construcții și reciclabile. În urma verificărilor specifice au fost identificate 2 persoane care au abandonat deșeurile, acestea fiind sancționate cu amenzi în valoare de 45.000 de lei fiecare. În urma investigațiilor s-a stabilit că deșeurile au fost preluate de pe un șantier de pe raza localității Giroc, fiind identificat și deținătorul acestora. Drept urmare, polițiștii locali l-au sancționat și pe reprezentantul șantierului cu o sancțiune de 15.000 de lei pentru predarea deșeurilor unui operator neautorizat, dispunând totodată ca măsură complementară colectarea deșeurilor și predarea acestora unui operator autorizat.